Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Iată că suntem deja în a doua jumătate a lunii septembrie. Aș putea spune că urmează niște evenimente care ne pun pe gânduri. Și din punct de vedere astrologic și din punct de vedere astronomic. Bun, hai să ne uităm la ele. Țin să spun că pe 19 septembrie avem o opoziție între Soare și Neptun. Să știți că e genul acela de aspect care ne poate lua mințile foarte ușor, în care suntem foarte confuzi, în care ne păcălim, ne lăsăm influențați, ne contaminăm. Gândiți-vă la opoziție că e un unghi de 180 de grade între planete, da? Iar acum ce avem? Avem Soarele în Fecioară, în ultimele grade în Fecioară și face opoziția cu Neptun în Pești și el aflându-se în ultimele grade din Pești. Bun. E, ce se întâmplă? Se întâmplă că cei doi aștri se influențează unul pe celălalt. Bineînțeles, Neptun fiind o planetă transgenerațională are mai multă putere, dar câteodată, precum povestea cu David și Goliat, țineți minte, și cel mic câteodată poate să răstoarne pe cel mare. Da? Deci, Soarele când face opoziție cu Neptun, ce se întâmplă? Soarele în Fecioară vrea să fie cât mai calculat, cât mai analitic, pragmatic, matematic. Știți? Profesor de matematică. Neptun, în schimb, este un gânditor. Neptun în Pești, un filozof, și îl cam sparge în bucăți pe Soarele ăsta în Fecioară. Îi dă niște probleme, îi pune niște situații pe care Soarele în Fecioară nu mai știe să le rezolve și nu înțelege ce se mai întâmplă, că îi se părea totul foarte simplu. Da? După care Neptun, iată, în Pești, de la Soarele în Fecioară, ce vede, ce simte? Că ar trebui poate și haosul lui să-l pună în bucățele, să găsească mai multe sertare pentru haosul respectiv, să nu-l țină doar așa într-o nebunie totală. Și când avem o asemenea opoziție, cum să vă spun, ne apucăm de ceva, dar pe urmă nu terminăm, începem altceva, ne întâlnim cu o persoană și noi încercăm să fim cât mai, știți, acolo ancorați și ne spune niște povești și oricât de obiectiv am încercat să fim, tot ne influențează, tot ne contaminează, tot nu înțelegem ce e acolo și ne ducem după ce lăsăm persoana și vai, vai. În loc să ne gândim la ce avem noi de făcut, trăim în povestea celuilalt și suntem ciupiți ușor de vești, de știri, de articole. Vedeți că riscul de dezinformare, de fake news este uriaș. Mai ales pe zona aceasta de Fecioară și Pești, de sănătate, de sănătate mentală, tot felul de știri, de vești, de ni se pare nouă, dar nu sunt adevărate. Vă invit să aveți mare grijă. Pe urmă, pe 21 septembrie, iată, Soarele, după ce s-a lăsat dizolvat de Neptun, face un trigon cu Pluto. Aici oarecum regăsim puterea să ne reconstruim, să o luăm de la capăt și să găsim motivația. Dar să știți că de cele mai multe ori când avem un aspect între Soare și Pluto, unul pozitiv cum este trigonul, căutăm motivații, dar nu unele intrinseci. Cum să vă spun? Vrem să îi arătăm noi cuiva, să demonstrăm noi cuiva, să ne dăm mare, adică căutăm motivații superficiale din punctul meu de vedere, care nu și-au rostul, însă motivația trebuie căutată înăuntru, că pe moment s-ar putea să-ți cumperi pantofii aia șmecher pe care ți-ai dorit ca să vadă vecina că ai și tu pantofi șmecher, dar peste o săptămână, două, o să și alți pantofi șmecher și tu trebuie iarăși să-ți iei alți pantofi șmecher, în loc să îți cauți în interior motivația, de ce îmi doresc pantofii ăștia? Pentru că îmi plac foarte mult și mă fac să mă simt bine, dar nu pentru că i-are vecina, da? Pentru că pe urmă când o să-și ia de fiecare dată vecina, o să vreau și eu, da? A doua ori când o să-și ia vecina, noi o să ne zicem, na, cu Soarele ăsta în Fecioară, nu e cazul să mă dau în stambă, mi-ajung pantofii ăștia, n-are rost să mai iau încă o pereche că nu-i port, da? Adică să găsim și utilul, nu doar plăcutul. Pe 23 septembrie, iată, avem echinocțiul de toamnă, ziua și noaptea sunt egale, dar noaptea va crește, bineînțeles, până la solstițiu de iarnă. Și în același timp începe vara, începe toamna, s-a dus vara, așa, începe toamna din punct de vedere astronomic și astrologic, iată, Soarele trece în balanță. Dar acum, după ce e zguduit și măturat și zguduit și măturat de această opoziție cu Neptun, pe urmă împins de la spate prin trigonul cu Pluto din Capricorn, iată, acum intră în balanță și dintr-o dată ne pregătim de acest arhetip. Care ce face?
egalizează, echilibrează, armonizează, ne pregătește de iarnă. Ce facem pe arhetipul în timpul balanței? Punem cămara, ne mai vedem cu oamenii înainte să vină iarna, mai ieșim cu toată lumea, recuperăm, acum supracompensăm, da, zicem, ne facem provizii de întâlniri cu oamenii dragi pentru când o veni frigul și nu o să mai ieșim atât de mult din casă. Și oarecum și evenimentele artistice revin. Gândiți-vă, se reiau stagiunile de teatru, stagiunile de operă, Filarmonica, Ateneul și alte instituții de profil din țară, plus alte festivaluri de gen. Iar spre sfârșitul săptămânii și nu doar atunci, oarecum suntem și în această perioadă și în cealaltă săptămână, ne aflăm, dragii mei, sub influența unui sextil între Venus și Marte. El nu se perfectează, nu se, îi se aleargă așa puțin, cum le place lor să facă. Iată, Venus, Afrodita și Marte, Ares, da? Iubirea și pasiunea, dar nu se ating, nu reușesc ei să atingă chiar la grad. Cert este că sunt într-un aspect armonios. Și gândiți-vă doar la faptul că Venus a fost foarte mult timp retrogradă, n-a știut ce vrea de la viață. Acum e mers direct în leu, da, mai profităm că încă este și Lilith în leu, Marte este în balanță, a intrat și Soarele în balanță, cumva relațiile încep să se mai clarifice. După vara aceasta, care cred că a lăsat urme adânci în sufletele multora dintre cei care ne privesc pe plan amoros. În mod concret, că poate ați trecut prin tot felul de faze care țin de Venus retrogradă sau poate că ați stat într-o așteptare și într-o singurătate și n-ați înțeles ce se întâmplă acolo, dar acest sextil o să ne ajute să echilibrăm puțin și să știm până unde să avem așteptări, să știm cum să reacționăm într-o relație sau să știm cum să ne alegem mai mult mai bine partenerii de acum încolo. Bun, hai să ne uităm acum la fiecare dintre noi. Îți readuc aminte că acesta este un horoscop teoretic, bazat pur și simplu pe teoria astrologică, da? Sunt niște interpretări. Îți recomand să te uiți și la zodie și la ascendent, le mapezi pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Și eu, dacă îți dau un exemplu aici, îmi permit să zic că am pretenția, ca tu să-l pui în contextul vieții tale, nu să-l iei motamo, că ar fi fost simplu dacă am ghicit ce s-ar întâmpla la 1 miliard de oameni printr-o singură emisiune. A, da, bun, hai să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Primele zile ale săptămânii nu sunt plăcute, deloc. Cu soarele din casa 6, care face opoziția cu Neptun, ești foarte împrăștiat. Programul tău este dat peste cap. Oricât de mult te-ai ține tu de niște evenimente, nu îți va ieși. Și te dai, după cum spuneam, peste cap. Muncești, te chinui, depui eforturi, te stresezi suplimentar. Vrei tu să arăți acolo suplimentar? Nu-ți iese. Cumva, să știi, partea profesională nu funcționează. Nu are cum să funcționeze bine săptămâna aceasta, dar, în schimb, pe partea relațională, pe socializare, pe evenimente, ai aspecte mult mai bune. Pe 23, soarele se mută în casa 7 și dintr-o dată ești dispus să te vezi cu oamenii dragi, să stabilești noi contacte, noi conexiuni. În momentul în care te duci la un eveniment, faci cunoștință și cu alte persoane, vrei să mergi la evenimente, la concerte, la film, la teatru. De altfel îți și recomand, începe o perioadă foarte bună pentru toate aceste activități. Deci am putea spune că începutul săptămânii este mai șubrezit, este mai haotic. Așa e, nu știi ce vrei, ai prins mai multe antenunțe, mai multe posturi străine, dar pe urmă, a doua parte a săptămânii, cu acel sextil dintre Venus și Marte, s-ar putea să vrei tu să-ți faci viața mai frumoasă, nu să aștepți să se întâmple ceva. Deci la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Pe plan amoros nu e o perioadă, nu e nici neapărat o perioadă neplăcută, dar e o perioadă în care ați putea să lăsați lucrurile să se întâmple. Pentru că soarele, iată, în casa 5, în opoziție cu Neptun, vă puteți lăsa păcăliți de niște vorbe, de niște povești, e destul de riscant. E frumos să ne lăsăm și păcăliți, e frumos să și credem că trăim într-un film, se mai întâmplă din când în când, dar nu-i momentul. Vreau să vă mai spun ceva, Marte intră, iată, în casa 6, ceea ce înseamnă că dacă berbecilor le-am zis să muncească mai puțin, vă spun să munciți mai mult și s-ar putea să apară și niște conflicte la locul de muncă, dar cred că le potoliți, nu fac problemă că nu reușiți să faceți acest lucru, doar că știți ce se întâmplă, să nu aveți tendința să vreți să-i schimbați și pe ceilalți pentru că nu sunt așa cum vi doriți, atât pe cei de acasă, și de relație, partenerii, cât și colegii. Da? Pentru că Marte în casa 6, Marte fiind guvernator de casa 7, dus în casa 12-a de la casa 7, case derivate, nu vă bat foarte mult la cap, oamenii ăștia sunt foarte departe de voi și simțiți că
trebuie să faceți ceva să-i controlați, să aveți putere asupra lor și nu vă iese, ba mai mult, îi îndepărtați și mai mult, îi supărați și îi vor face să fie mai distanți, mai reci, mai detașați și bineînțeles că nu să vă convină. Da? Venus nu mai este retrogradă, să ne aducem aminte, da? Dar încă mai are efecte în spate din această retrogradare și sunt multe tensiuni. Cu cât încercați să-i schimbați pe cei din jur, cu atât nu o să vă iasă. Trecem acum, iată, la Mercur, la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Mercur și-a oprit retrogradarea, dar nu uitați că încă se mai simte ceva pe acolo în ceea ce îl privește. Aș fi foarte atentă la începutul săptămânii acesteia cum fac un echilibru între casă și serviciu. Eu nu cred în work-life balance, știți cum este. Nu cred că există un echilibru perfect între cele două zone. Cred mai degrabă că sunt zile în care prioritatea noastră este serviciu, după care sunt zile în care prioritatea noastră este familia, casa, da, toată zona asta pentru sufletul nostru. Or, la începutul săptămânii e greu, pentru că sunt la serviciu situații destul de complicate, apărute așa pe nepusă masă, dar și aia de acasă trag de voi și cumva nu știți pe cine să împăcați, că voi de fapt ar trebui să știți în ce zonă să vă duceți. Dar acum nu o să știți și o să fie destul de greu, bineînțeles, cu frustrări și cu stres. Soarele intră în casa a cincea, un moment foarte bun pentru cei care vor să-și propună să petreacă mai mult timp cu copiii sau pentru cei care chiar vor să meargă la evenimente, după cum vă spuneam eu mai devreme. Nu ratați! Iată, de pe 23 septembrie, timp de o lună, nu ratați luna aceasta fără să nu bifați un film, un concert, un teatru, o plimbare, orice eveniment acolo unde locuiți, în orice localitate mică, și mai mică și mai mare, trebuie să existe o posibilitate de a ieși din lume, de a vă preocupa și de partea culturală, pentru că partea asta ne face inima să vibreze. Nu doar munca, nu știu, educația, creșterea copilor, trebuie și sufletul și mintea, trebuie să le lăsăm să se educe, să progreseze și ele, da? Trecem acum, iată, la Rac sau cei cu ascendentul în Rac. E bine, primele zile ale săptămânii s-ar putea să păcăliți sau să vă lăsați păcăliți. Cumva aveți tendința de a inventa niște miciunele sau aveți tendința de a le crede și pe ale celorlalți. Vreți cuvinte frumoase, vreți replici estetice, să le spunem așa, și le credeți. Credeți povești, da? Și vă supărați când vă veți da seama că v-ați cam păcălit, ce să facem. Pe urmă, din a doua parte a săptămânii, când, iată, soarele se pregătește să intre în balanță, cumva familia devine importantă. Și nu doar familia, cât și ce se întâmplă prin casă, da? Adică mai e curățenia de toamnă, e noirea, știți? Adică vreți să noiți, vreți să schimbați ceva prin casă, vreți să, cum să vă spun, să mobilă, covoare, grădină, vă pregătiți de iarnă. Dar nu prin ceva vechi, ci prin ceva nou. Da? Și cred că și întâlnirile cu membrii familiei și evenimentele din cadrul familiei vă fac mai multă plăcere acum decât vă făceau înainte. Aș putea spune că trebuie să aveți grijă în primele zile și la acte pe care trebuie să le semnați, la drumuri pe care trebuie să le faceți, dar pe urmă din a doua parte a săptămânii vă retrageți în spațiul vostru personal, acolo unde vă place cel mai mult, pe care trebuie să-l decorați, pentru că soarele în balanță, având și intrând și într-un semn unde este și Marte, da? Credeți-mă că acolo se duce toată energia voastră, acolo trebuie să vă implicați. Deci acum la Leu sau cei cu ascendentul Leu. Ei bine, financiar în primele zile ale săptămânii nu am vești bune, dar vă recuperați, adică o comiteți, după care se întâmplă o minune și reparați. Asta se poate întâmpla și pe plan personal, să cheltuiți niște bani și să aveți nevoie de ei, da, îi găsiți voi planul, dar și pe plan profesional, că poate învârtiți bugete, poate lucrați cu banii, da, poate lucrați cu resurse, faceți o boacănă, după care o reparați pe urmă. Nu vă faceți probleme din acest punct de vedere, dar chiar mai am, chiar și așa, gândiți-vă totuși că Mercur nu mai e retrograd în casa a doua, dar vă mai dă timp să vă mai faceți o altă strategie financiară, da? După care, v-am spus lucrurile acestea pentru că mai durează atmosfera asta la voi. Nu uitați că Saturn e în casa a opta și cât e acolo, vă simțiți săraci, vă simțiți că n-aveți, vă simțiți că nimeni nu vă dă nimic, că trebuie să vă zbateți pentru orice bani, așa o fi pe aici, pe acolo, da. Cât avem planete în casa a doua, Saturn se simte și mai bine, că aceste planete fac opoziție cu Saturn și dau apă la moară. După care, soarele, guvernatorul vostru, face o schimbare, iată, la sfârșit de săptămână, trece în casa a treia. Nemaipomenit!
Începe o perioadă bună pentru educație, pentru comunicare cu oamenii dragi. Sunați, vorbiți cu ei, întâlniți-vă, mergeți în parc, dați-vă întâlnire, mergeți în vizite, primiți vizite, faceți petreceri, faceți mese, organizați tot felul de evenimente. O să vă placă la nebunie, dar până la toate astea, cred că educația este cea mai importantă. Să citiți, să vă înscrieți la un curs, la un workshop, poate începeți o facultate și vă duceți așa cu mult aplomb, vă prezentați, vă îmbrăcați. Plus că gândiți-vă Venus în continuare în semnul vostru. Vă place să vă preocupați de cum vă văd ceilalți. Trecem acum, iată, la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Soarele este în semnul vostru, deocamdată. Face opoziția cu Neptun, trigonul cu Pluto. Deci oarecum, în prima parte a săptămânii, nici voi nu prea știți ce vreți și când nici voi nu prea știți ce vreți, ați face bine să nu-i acuzați pe ceilalți că vă dau planurile peste cap, că sunt ilogici, că nu știu ce vor de la viață, că sunt proști, știți? O să vi se pară, o să fie momentul ăla în care vorbiți cu oamenii și o să ziceți: Doamne, dar ți explica la copii mici cum nu înțelegi, și cealaltă persoană o să vă explice altfel ca la copii mici. Da, deci mai ușor cu etichetările, aș putea spune. Și știți că sunteți foarte influențabili. Mercur nu mai este retrograd în semnul vostru, dar iată soarele în opoziție cu Neptun. Sunteți cam influențabili, aș putea spune. Nu știu cum, nu mai cercetați cum o făceați altă dată. Spre sfârșitul săptămânii, soarele se duce în casa a doua și începe să fie o preocupare serioasă partea financiară. Încă și Marte e acolo și au fost cheltuieli, dar intră soarele acum și vă știți cum este. Vi se pune așa un reflector pe buzunar, pe cont, da, pe portofel, și până acum ați făcut ravagii, a zis: trecem peste, acum vine soarele, lumină, și ziceți: dar stai că mai am de plătit întreținere, stai că mai am de plătit chirie, stai că mai am și niște rate la bănci. Ce mă fac? Păi, Mercur nu mai are retrograd în semnul vostru, dar vă poate ajuta să găsiți soluții, să vă dați seama ce trebuie făcut. Perioada bună și pentru cei care vor să-și renegocieze salariul sau poate cei care își caută un alt loc de muncă, vă recomand să fiți mai încrezători în momentul în care vă spuneți pretențiile financiare. Trecem acum la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță. Prima parte a săptămânii, oboseală, tracasare, irascibilitate, lipsă de putere, lipsă de vitalitate, gata, le-am enumerat pe cele mai importante. Însă spre sfârșit, soarele intră în semnul vostru, unde este deja Marte, și văd această alăturare astrologică, vă dă multă apă la moară. Doar că știți ce se întâmplă? E un risc de superficialitate, să vă implicați în evenimente doar ca să fiți văzut acolo, să plătiți niște sume, să participați tot așa la niște activități doar ca să vadă oamenii că sunteți acolo. Sfatul meu este să încercați să vă duceți și către ceva mai profund. Nu doar să privim pozitiv, gândirea pozitivă aceea exagerată nu și are rostul în perioada aceasta. Că să nu uităm, casa 12 e în continuare Mercur, în casa 6 e în continuare Saturn. Sunt niște neajunsuri pe care s-ar putea ca voi să vreți să le puneți sub preș. Dar ele vor ieși la un moment dat. Se vor manifesta. Venus guvernatoarea voastră nu mai este retrogradă, e adevărat, dar în continuare e puțin contaminată. Are niște bube de la retrogradare care încă nu s-au vindecat. Deci fuga aceasta după exterior nu este bună în această perioadă. Ar fi bine să aveți pe cineva lângă, că n-am Marte guvernator de casa 7, fiind la voi în semn, să-i mai ascultați și pe ceilalți. Și dacă partenerul vă zice: iubitul, iubita, dar de ce vrei tu să mergem în oraș cu prietenii acum? Că ție nu-ți place de ăla sau de ăla și nu te simți bine, de ce vrei tu? Hai să ne mai gândim. Și voi să ziceți: hai să ne mai gândim. Mai bine băgăm un film acasă, mâncăm ceva acasă. Adică nu să nu ieșiți, dar să nu ieși, să nu trageți de voi. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. În prima parte a săptămânii lucrurile se mișcă ciudățel, nu-i nimic concret, să nu vă plângeți dacă la începutul săptămânii vi se pare că nu-i nimic, nu vă puteți baza pe nimic. Iar spre sfârșitul săptămânii soarele se duce în casa 12, unde este deja Marte. Vă spuneam acum ceva timp că sunteți pe modul tac și fac, acum că intră soarele acolo vă dați seama și mai mult de acest aspect. Nu e o săptămână bună să aveți inițiative, să vă certați cu oamenii, să porniți scandaluri, să răzmerițe, nu și-au rostul acum. Ci mai degrabă să
să analizați, dar încercați să nu analizați cu ochiul acela suspicios și bănuitor, ci să fiți cât mai pragmatici și să înțelegeți ce se întâmplă în jurul vostru. Venus este în continuare, iată, în casa a 10-a, nu mai este retrogradă, mai are ea niște influențe, dar tot vă ajută. Aveți mult sprijin, să știți, și să nu uităm că și Jupiter este în casa a 7-a retrograd, ce-i drept, dar cred că sfatul meu ar fi să vă duceți atenția spre partea relațională, spre relația pe care o aveți, spre persoana pe care, nu știu, o doriți sau spre propria singurătate. Și să vă dați seama ce nu s-a discutat, ce nu s-a rezolvat, ce cu puteți să faceți să rezolvați. Nu toate pe toate săptămâna viitoare, dar îndreptați-vă atenția acolo. Dar nu îndreptați-vă atenția la modul să-l învinovățiți pe celălalt, să ziceți că din cauza lui și așa mai departe. Nu, gândiți-vă ce nu ați, când nu ați avut curaj, când ați fost lași, când ați pasat responsabilitatea, când nu v-ați asumat, când ați fost mai narcisiști, n-ați vrut să-l ascultați și pe celălalt. Adică profesional se întâmplă lucruri, nu agitați voi nimic, îndreptați-vă atenția în partea cealaltă și permiteți-vă să fiți mult mai vulnerabili. Trecem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Știți cum este. Familia e minunat. Dar câteodată mai avem și lucruri de făcut. Că na, soarele în casa 10, adevărat, în opoziție cu Neptunul ăsta, ce să facem? Da? Cumva lăsați-i să vorbească, că s-ar putea deocamdată să se victimizeze. Adică dacă vă rog să stați mai mult pe acasă, vă ceartă că nu le dați atenție, sunt alte probleme în spate, e un pretext. Întrebați-i, ok, dar de fapt care e problema? Aveai nevoie de mine acolo? Unde e situația asta? De asemenea, vă rog foarte mult să aveți grijă la discuțiile cu șefii. Nu prea îi credeți și nici voi nu prea faceți promisiuni. Adică să nu promiteți mai mult decât duceți. La începutul săptămânii e un risc mare de a vă păcăli. Dacă șefii vă zic ceva și voi faceți, asigurați-vă că aveți un mesaj, un mail sau un martor de față când spune lucrul. Că altfel faceți și a doua zi o să zic, dar n-am zis eu asta. Și voi o să vă zic, păi da, ai zis că nu sunt eu nebun, am auzit, te-am auzit, mi-ai zis. Deci asigurați-vă, da? De asemenea și voi dacă aveți de luat decizii, va fi foarte greu la începutul săptămânii. Îngrozitor, să știți. Pe urmă, din a doua parte a săptămânii, iată, soarele se duce în casa a 11. Ăsta e un lucru bun la prima vedere, pentru că aveți nevoie de puțin optimism în viața voastră. Că, na, guvernatorul vostru, Jupiter, e în casa 6, e retrograd. Știți cum este? Faceți reajustări peste reajustări. O să mă auziți cuvântul acesta ajustare tot anul. Și acum că e retrograd, Jupiter e cu reajustări. Doar că e foarte obositor. Și dacă nu vă gândiți la luminița de la capătul tunelului, degeaba faceți reajustările astea permanente. S-ar putea ca oamenii din jur să vă ajute, doar că pe moment să-i considerați că se dau mare și să nu-i considerați capabil să vă ajute, știți? Să-i priviți așa de la un oarecare nivel superior, să spunem, da? Ori cu cât stați acolo la nivelul superior, cu atât nu vă veți duce la ei și nu veți înțelege. S-ar putea ca oamenii ăștia să fie cu un nivel peste voi și să difere mult atitudinea. Câteodată poți să fii foarte bun și să ai un aer din acesta molcom, echilibrat și câteodată să nu fii atât de bun ca oamenii respectivi și tu să te ții undeva la un nivel ridicat așa ca atitudine, pentru că de fapt știi că în spate e un complex de inferioritate pe care vrei să-l maschezi. Ne? Deci săptămâna aceasta permiteți-vă să luați sfaturi și de la oameni pe care nu-i considerați la fel de deștepți, veți avea o surpriză, de la oameni pe care altădată nici nu i-ați fi băgat în seamă, de la oameni, nu știu, de care știați voi ceva, dar de fapt nu e adevărat și descoperiți acum. Și aș mai avea un sfat. Un sfat pentru voi, cât timp e Venus în casa nouă și cu Lilith, vedeți, tot ce ține de educație trebuie privit diferit. Educație, studii, progres, nu vă duceți după cai verzi pe pereți. Duceți-vă după lucruri practice. Dacă învățați ceva, nu învățați doar pentru voi, să vă dați mare pe urmă. Deci la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. E bine, prima parte a săptămânii treacă, meargă. Dar pe urmă, la sfârșit de săptămână, soarele trece în casa 10-a și mă face pe mine să cred că vă mai dă o șansă. Vă mai dă o șansă. Pluto e în semnul vostru? Mai sta acolo, știți, în ianuarie se duce iar în vărsător, revine pe urmă iar în semnul vostru, după care la sfârșitul anului viitor iese de tot în semnul vostru. Cu soarele în casa 10-a și cu Plutonul în semnul vostru, cumva, mai aveți o șansă din punct de vedere profesional și trebuie să profitați de ea din plin.
să vă duceți la șef și să-i ziceți mi-ai promis o mărire de salariu, mi-ai promis o avansare, sau să vă luați propria carieră, știți, de frâie, da? Să apucați așa frâiele propriei cariere și să vă gândiți ce vreți să faceți de acum încolo. Bineînțeles, poate unii vreți să ieșiți la pensie, poate unii vreți să vă apucați de primul loc de muncă, poate unii dintr-o dată vă dați seama că locul în care vă aflați nu vă mai promite nimic pe termen lung și aveți nevoie să căutați soluții. E adevărat, după multe tensiuni interioare, după o să apară și nevoia să manevrezi eu pe ceilalți, dar nu vă... Nu. Trebuie să o faceți cât mai liniștit, cât mai corect, cât mai așezat. Cert este că despre voi e vorba, nu despre ceilalți. Cu Venus, care este mers direct în casa 8-a, cred că în continuare e o perioadă nemaipomenită să discutați problemele amoroase cu partenerul sau cu persoana pe care o iubiți și să vă deschideți. Mai dați-vă această șansă. Nu e vorba de celălalt, ci e vorba de șansa pe care vă o oferiți. Dar nu e că îi mai ofer celuilalt o șansă, nu. De cele mai multe ori e vorba despre voi. Și dacă până acum nu i-ați spus, poate aveți sentimente pentru cineva, poate vă place de cineva și sunt în suflet și vă ține acolo, indiferent că persoana respectivă, că vă place sau nu, ar fi bine să le scoateți. Respingerea nu o să doară ca altă dată, să știți. Jupiter este în casa 5-a și vă permite, vă dă această posibilitate să suferiți, să suportați mai ușor o respingere. Dar scoateți din suflet ceea ce aveți. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător, ei bine, soarele mai stă în casa 8-a puțin, unde este Mercur retrograd, va intra în casa 9-a pe data de 23, moment care vă va prii pentru că este și Marte acolo. Dar trecem peste aceste aspecte, vorbim de alte lucruri mai importante din punctul meu de vedere pentru voi. Venus este în continuare în casa 7-a. Mai dați-vă și voi o șansă pe plan relațional sau gândiți-vă ce ați descoperit, cel puțin de la începutul lunii iunie până acum. Cu siguranță au fost momente cu revelații pe plan personal, legate de valoarea personală, de cine sunteți voi, de cât valorați într-o relație. Descoperiți că a stat în niște relații, dați puțin timp înapoi, știți cum este pe Facebook, un timeline. Duceți-vă și ce am postat în 2018, ce am postat în 2019, nu înțelegeți voi la ce mă refer. Da, faceți un timeline, da, indiferent că sunteți într-o relație sau sunteți singuri și aduceți-vă aminte. V-ați lăsat păcăliți acolo, v-ați dus după cai verzi pe pereți, ați visat feți frumoși și lene cu o sânzene. Aici și acum unde sunteți. Da? Toate le-au contat că v-au construit. Venim fiecare cu un bagaj, bineînțeles, da? Cu care intrăm în relație, normal. Dar încercați să vedeți jumătatea plină a paharului în relația în care vă aflați. Asta dacă se mai poate. Că dacă nu se mai poate, da, și în cele în care nu se poate. Că totodată cu siguranță oamenii aceia ne învață ceva și ne ajută să ne depășim. Poate că noi avem o frică de abandon și stăm în relație, da, și nu ieșim de relație ca să nu ne simțim abandonați. Dar oamenii aia când ne lasă, da, poate ne dăm seama că nu murim dacă suntem abandonați, că mai trăim pe această planetă și că putem să mai căutăm relații și poate intrăm data viitoare într-o relație mult mai sănătoasă. Da? Deci, iarăși, cu siguranță relațiile v-au fost testate în ultimele luni, dar nu era vorba de relații, ci era vorba de voi, da? De propria persoană. Asta unul la mână, doi la mână, să nu uităm, dragii mei, de Saturn retrograd în casa a doua și de Jupiter retrograd în casa a patra. Toate aceste tranzite nu fac decât să vă țină pe loc, să încetinească absolut totul. Și de ce v-am spus asta? Pentru că nu vreau să vă frustrați, pentru că oamenii din jurul vostru vor zice, dar ce tot aștepți? Cât mai stai? Ei nu știu că l-aveți și pe Pluton în casa 12, dar păi, treaba lor ce zic. Important e să nu vă faceți și voi rău. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești, prima parte a săptămânii. Vă cam supără partenerul, vă cam enervează, dar știți cum este. Vă certați, vă împăcați, dulce împăcare. A doua parte a săptămânii, bineînțeles, vorbește despre niște investiții, despre niște negocieri și despre niște pierderi financiare din punctul meu de vedere. Și oarecum o să vină și o trezire din aceasta în care ziceți, aveam mai mulți bani strânși, unde sunt banii, unde s-au dus, ce am făcut cu ei? Da. Știți cum este, inflație, creșteri, noi taxe, toate lucrurile astea care se întâmplă, da? Nu sunteți doar voi vinovați, mai sunt și alții vinovați așa ca să vă priască. Deci, oarecum în a doua parte a săptămânii vă recomand și când ieșiți în oraș, când mergeți la cumpărături și când mergeți la un eveniment, vă recomand să mai cereți un sfat în momentul în care vreți să cereți, în momentul în care vreți să cheltuiți o anumită sumă de bani. După care,
Mă gândesc la faptul că, iată, Saturn este retrograd în semnul vostru, Jupiter, guvernatorul vostru, este și el retrograd în casa a treia, Venus este și ea prin casa a șasea, nu mai este retrogradă. Cred că la serviciu sunt tot felul de schimbări la care nu v-ați fi gândit. Voi ați vrea să se întâmple ceva, ați grăbi anumite procese, nu se întâmplă. Frustrarea este imensă, rugămintea sau, mă rog, sfatul este să duceți problemele de la serviciu acasă și viceversa. E o perioadă de acalmie exterioară și de furtună interioară, aș putea spune. Da? Și momente din acestea avem tendința să ne supărăm pe toată lumea, să ne plângem la toată lumea, să ne resemnăm în loc să acceptăm. Da? Știți, fiecare are propriul proces prin care ajunge la acceptare. Parcă voi săptămâna aceasta s-ar putea să împrăștiați în jurul vostru furie, nervi, supărare. Oamenii din jur nu sunt de vină și nu sunt pregătiți, poate au și ei problemele în viețile lor și n-au timp de voi ca altă dată. Dar deci încercați să acceptați, domnule, că sunt perioade și în acestea frustrante, că dacă dăm timp înapoi, eu sunt ferm convinsă că v-ați mai confrunta cu ele și o să vă aduc aminte mult timp, de acum încolo, sănătatea. Și orice, indiferent de vârsta pe care o aveți, de statut, de problemele pe care le-ați avut până acum sau de dorința de a crede că eu sunt bine, eu n-am nimic, domnule, eu sunt super bine, beau ceai de gălbenele și îmi trece totul cu ceai de gălbenele. Ete, nu prea merge cu ceai de gălbenele să vindești chiar totul. Câteodată nici mintea aia în care vrei tu să crezi că dacă beau ceai de gălbenele trece, nu. E sfatul meu cu sănătate. Să vă priască recomandările mele, să aveți o săptămână minunată.